Nu, 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 stai liniștit. Nu, nu, nu. Încearcă fără ochelari. Așa? Hai. Hai, hai. I Wanna Dance With Somebody, unul din hiturile lui Whitney Houston. Avem și noi, Randy, dansăm, îi facem film și aia a fost. Dansăm, dansăm, dansăm ca să uităm. O nouă biografie vizuală, de data aceasta pentru Whitney Elizabeth Houston. Ceva mai devreme, în 2022, am avut parte și de o semi-biografie a lui Elvis Presley. Puteți urmări revizia pe canal. În frunte cu Naomi Ackie, regizorul Casey Lemons a vrut să ne prezinte viața tumultoasă a unei artiste legendare. Producția nu a dus lipsă de bani, dar nici nu s-a scăldat în ei, având circa 45 de milioane de dolari pe mână. Încasările, din păcate, au ajuns doar la 49 de milioane de dolari, semn că nu prea s-a vândut hitul ăsta. Dar fără alte droguri luate pentru a evita problemele în viață, I'm in love with the coco. Să intrăm în revizia asta. I Wanna Dance With Somebody sau compilații muzicale Whitney Houston anii 90. Cred că am ascultat în filmul ăsta mai multă muzică decât am ascultat vreodată la radio. Și nu e un lucru rău, că a fost muzică faină, bună, legendară chiar. Regizoarea acestui film este Casey Lemons, iar pe lângă partea de regie, ea se ocupă și cu actoria, în sensul că este actriță. În cariera sa a reușit să strângă 14 nominalizări și 12 premii, dintre care o nominalizare pentru cel mai bun salt de la actriță la regizor. Deși nu sunt fan al diferențelor rasiale și încerc să trăiesc cu gândul că ce e în interior contează și culoarea este doar pe exterior, acest film mi s-a părut a fi un black movie foarte bine structurat și evidențiat. Știi ce zic? Eu cred că Casey a reușit să surprindă foarte bine atmosfera anilor 70-80 din cartierele de negri, să le ofere personajelor valoarea necesară și mai presus de atât să surprindă viața lui Whitney fără a o altera neapărat. Sau mă rog, eu nu am fost acolo să văd ce s-a întâmplat cu viața ei, dar nu au făcut din acest film ce s-a întâmplat cu Blond. Filmul m-a prins încă de la început și nu mă așteptam. Mi-au plăcut mult cadrele, atente la detalii și interacțiunea dintre personaje făcută să-ți transmită o emoție. Acum nu știu dacă a fost din cauza cadrelor sau din cauza intuiției mele, dar eu m-am cam prins cine e Mike-sa lui Whitney înainte să spună ea cine e. Personal, și îmi pare rău să spun asta, nu am fost niciodată fan Whitney Houston. Dar cumva e bine. Lămâile, adică Lemons, știi? Au reușit să ofer un film pentru toată lumea, nu doar pentru fanii înfocați care încă îi plâng absența. Nota mea este 8.50. Deși filmul este extraordinar în sine, pe final a început să devină plictisitor și nu am reușit să mai fiu atent la ce se întâmplă. Cei care sunt preponderent intelectuali, care au capul mare, își pot orienta atenția spre gânduri. Deși nu se întâmpla nimic, dar totuși. Cred că n-a mers ceva bine în producția asta, căci altfel nu-mi explic cum un scenarist atât de bun ca Anthony McCarten și o regizoare destul de bună, zic eu, ca Casey Lemons, să dea un asemenea fail. M-am simțit pe fugă pe toată durata filmului, deoarece nu apucam să mă bucur de o scenă, că hop săream la alta sau chiar la o altă perioadă din viața lui Whitney. Nu știu dacă obiectivul filmului era doar să marcheze cele mai importante momente din cariera ei sau doar să-i aducă un omagiu, dar oricum n-au reușit niciuna din astea. Viața ei a fost tratată cu superficialitate, multe subiecte importante aproape băgate sub covor și s-au axat foarte mult pe viciile sale. Whitney Houston înseamnă mai mult decât o relație toxică cu Bobby Brown, mai mult decât abuzul de droguri și mai mult decât încăpățânarea asta absurdă pe care tot vedem pe parcursul filmului. Prin urmare, nota mea este 6, căci m-a dezamăgit total. I am sorry, my mentor. I have failed you. Whitney a făcut atâtea lucruri extraordinare pe lângă cariera în muzică care nici măcar nu au fost menționate în film. A fost ambasador la Crucea Roșie, a înființat o fundație pentru copii, l-a susținut pe Nelson Mandela și nu am văzut nimic din toate astea. Dar bine că l-am văzut pe Bobby Brown cum o înșela și cum o abuza. Tu ai văzut filmul sau îl aștepți pe una din platformele de streaming? Hai să o punem de un hit jos în comentarii! Pentru a semăna cât mai mult cu Whitney, Naomi a trebuit să poarte o proteză dentară. Iar în cântece, vocea pe care o auzim este chiar a lui Whitney Houston.
Whitney Houston a fost deja subiectul a două filme documentare. Primul în 2017 al lui Nick Bromfield, iar al doilea în 2018 al lui Kevin MacDonald, care fiecare la rândul lui a avut probleme judiciare cu familia Houston. Iar acum vine întrebarea, oare mai era nevoie și de filmul ăsta? I don't need it. Aici avem de-a face cu un documentar în stil musical, o lucrare foarte bine jucată și destul de ușor de urmărit. Naomi Aki are o prestație puternică în interpretarea lui... Contact fatal. Naomi Aki are o prestație puternică în interpretarea lui Whitney Houston. Arată vulnerabilitatea unei fetițe, dar și maturitatea unei femei când e nevoită să pună bariere în viața ei. Aceasta se enervează foarte tare atunci când audiența o critică și o numește paradoxal neîndeajuns de neagră. Fiindcă atunci nu te nășteai negru, trebuia să îndeplinești niște criterii și să ai dosar cu șina. Restul distribuției au prestații bune, cele mai notabile sunt Sissy, mama lui Whitney, jucată de Tamara Dooney, care reușește să imprime personajului iubirea și protectivitatea pe care aceasta i-o purta. Clark Peters, tatăl ei, și Ashton Sanders, a.k.a. Bobby Brown. După părerea mea, acesta este un film decent scris în stilul unei drame tipice. Momentele importante din viața artistei fiind omise sau prezentate foarte rapid, fără chestii complicate. Apreciez totuși regizorul că s-a rezumat la doar 144 de minute. Nota mea pentru actor este 8, fiindcă au făcut o treabă bună și merită încurajați. S-a început în forță și după nu știu ce s-a întâmplat. Bere Aykroyd, directorul de imagine, cunoscut și pentru filmele Misiuni periculoase, Sweet Girl și Capitanul Phillips, a surprins destul de bine viața personajului principal. Probabil dacă se concentra mai mult pe detalii, reușea să transmită ceva mult mai profund. Aici ai parte de câteva secvențe cu o trecere foarte rapidă de la trecut la prezent, iar asta te face uneori să crezi că filmul e tratat în mod superficial. Rar ai parte de momente statice în care să înțelegi și tu ceva. Cu muzica care acoperă două decenii din cariera lui Houston, Shonda Dancy, compozitorul, reușește să includă în aproape 2 ore versiuni remixate și originale ale cântecelor. Filmul conține 35 de melodii, printre care și câteva piese noi nelansate, cum ar fi Fair Enough și Don't Cry For Me, cu care se încheie filmul. Și în procent de 95% este folosită vocea lui Houston. Nota mea este 7, pentru că mi se pare că s-au grăbit, deși filmul are 2 ore jumate. Acum că am ajuns la finalul acestui medley, media este de 7,37 linii de cocaină. Dar rămâi cu noi pentru că urmează rubrica M-a rupt, m-a frânt, în care îți vom spune ce ne-a plăcut și ce nu ne-a plăcut la această biografie. Sincer, mi-a plăcut foarte mult de BFF-ul lui Whitney. Era plină de culoare. Și m-a frânt faptul că copilul lui Whitney creștea, ea îmbătrânea, dar celelalte personaje păreau ca o viață veșnică. În afară de taicuțul care Dumnezeu să-l ierte, a rămas fără culoare. Mă frânt cam tot filmul, dar în special faptul că a fost grăbit pentru 2 ore jumate. Mă frânt momentul cu John din spital. Nu știam că un om abia trezit din comă poate avea atâta forță. M-a rupt că trecerea timpului a afectat doar personajul principal. La restul, nu se cunoștea mai deloc. Îți mulțumim că ai rămas cu noi în caruselul ăsta emoțional și dacă îți place ce facem, ajută-ne să devenim faimoși ca Whitney pentru a avea o scuză pentru a ne droga și a avea relații abuzive, cu un like, share sau un subscribe din ăla cu clopoțel. Și dacă ai cumva vreun film pe care ai vrea să-l băgăm în revizie, lasă-l în comentarii. Poate ne drogăm cu el tura viitoare. I'll always love you. And I...